Astăzi o să vorbim despre utilizarea retinolului în peelingul pentru mâini. Și dacă tot ne dorim să le avem gingașe și catifelate, facem acest lucru împreună cu doamna Diana Munteanu-Covilă, dermatolog. Bine ați revenit în platoul doctorilor. Ce se întâmplă cu mâinile noastre iarna sau în sezonul rece? Factorii externe ai mediului acționează negativ asupra pielii și fiind o zonă foarte descoperită și foarte mult utilizată pe parcursul întregii zile, evident că se dehidratează foarte rapid și odată ce se dehidratează, atrage toate celelalte probleme, da, cu uscăciune, cu hiperpigmentație, cu chiar fisuri, da, deci un rând întreg de probleme care din păcate se acutizează, se agravează în perioada rece. Diana, nu suntem singure în zona de procedură a platoului nostru. Este alături de noi modelul nostru de astăzi, o doamnă foarte frumoasă, și vreau să-mi spun care este starea mâinilor dumneavoastră. Deci, mâinile, să spunem, arată conform vârstei la moment, da, la noi. Deci avem ușoare riduri fine, avem hiperpigmentații, da, solare, în special post-solare, și avem și parcă și ușoare eczematizări, da, la nivelul articulațiilor. Deci așa o zonă mai roșie. Da? Și dacă ne atingem cu mâna, vedem că este și o dehidratare a pielii, uscăciune. Aspectul mâinilor mai obosite, ori mai încercate de muncă sau de vârstă, poate fi cumva îmbunătățit? Da, desigur, dermatologia estetică oferă alternative spectaculoase atât pentru față cât și pentru mâini. De aceea, practic, tot ce utilizăm pe față, la momentul de față, putem utiliza și pentru mâini. Doar că într-o concentrație mai mare, da, fiindcă pielea este mai îngroșată cu hiperkeratoză și de aceea necesită un pic de adaptare la anumiți factori. Anterior am pomenit despre retinol și despre peelingul cu retinol. El asupra cărui strat din piele își face acțiunea? Peelingul cu retinol este unul deosebit de celelalte. Da? De ce? Fiindcă exact are o acțiune specifică, anume în stratul dermal, da? În stratul mijlociu al pielii, comparativ cu majoritatea peelingurilor care acționează în straturile superficiale ale pielii. Deci el străbate epiderma, stratul superficial, fără să o lezeze, da? Și se deponează în stratul mijlociu al pielii, la nivel profund în derm. Este nevoie o pregătire cumva în prealabil pentru această procedură? De obicei nu necesită pregătire domiciliară. Bun, pot fi anumite, utilizate anumite acizi, dar nu este obligator. Da? Deci noi putem face toate etapele de pregătire în ziua procedurii. Eu zic că este tocmai potrivit să începi, să ne demonstrezi și să ne spui care sunt nemilocit aceste etape despre care vorbeai. Da. Deci, în primul rând, vom degresa pielea, da? Vom curăța. Ați mai fost la o asemenea procedură sau este pentru prima dată? Pentru prima dată este. V-ați adunat curaj. Zic că sunteți foarte bravo și meritați, da, niște aplauze. Da, mulțumesc. Deci, inițial vom pregăti pielea, da? Vom degresa, vom aplica peelingul și pe degete. Mai multe femei, dar și nu doar, dar și bărbați au cumva tendința să aibă mai multă grijă de față, mai puțin de mâini. Și de multe ori te uiți la fața omului și îți pare că are o vârstă. Și vezi mâinile și înțelegi că e vorba de altă vârstă. Corect, mâinile trădează, fiindcă însuși activitățile zilnice, cotidiene care noi le efectuăm, toate le efectuăm cu mâinile. Și cu siguranță nu întotdeauna utilizăm mănuși când spălăm vase, da, sau chiar afară când este rece, deci începând cu luna noiembrie până în aprilie ar trebui să purtăm mănuși, fiindcă vântul ne afectează foarte tare calitatea pielii. Lucruri care zi de zi nu le efectuăm și se adună rezultatele nocive. Iată o informație nouă. În tratamentul de peeling se aplică pe mână substanță chimică ce cauzează descoamarea și exfolierea acesteia. Zona se regenerează și astfel crește o piele nouă, care este mult mai fină și cu mult mai puține riduri. Noi am revenit alături. Doamna Vera, aveți deja aplicat primul strat de acest. Spuneți-mi, vă rog, ce simțiți? E ceva plăcut.
Nu pișcă, nu mușcă, nu, pișcă, nu, nu surzici pe acolo. Este ceva plăcut. Deana, ce faci acum? Acum aplicăm acidul retinoic propriu-zis, da? Sau renumitul peeling galben, da? Se numește în popor, pe care îl vom lăsa să acționeze timp de 12 ore. Așa? Da, nu îl spălăm, doar îl masăm până să îmbibăm piele și puteți observa culoarea, da? Lui specifică de beta-caroten. Ce îmbunătățire va simți doamna Vera mâine dimineață când va spăla mâinile? Mâine dimineață nu va observa încă modificări majore. Începând cu a treia zi după procedură, va avea senzația de uscare a pielii cu ușoară descoamare, poate fi, da? Reacție normală prognozată a peelingului și apoi, începând cu a șasea, șaptea zi, când deja s-a pornit procesul de înnoire celulară, va observa că pielea este mai fină, mai catifelată și se decolorează hiperpigmentațiile. Ce nu are voie să facă ea, nu știu, imediat după tratament? Imediat după nu are voie să umezească, da, mâinile. Pentru un efect de durată sau pentru o îmbunătățire mai vizibilă, e nevoie să fie cumva făcut în cursuri, să fie repetat acest tip de peeling? În general, examenul histologic a arătat că stimularea colagenului durează 4 luni după aplicarea unei singure ședințe de peeling. Dar pentru a avea și un efect vizibil de îmbunătățire, noi recomandăm repetarea lui peste o lună și doar în perioada rece a anului, fără expunerea la soare. Cum îngrijim sau cum introducem retinolul în îngrijirea pielii zilnice, acasă? Ce putem face în acest sens la domiciliu? În condiții de casă se recomandă utilizarea retinolului în concentrație mică. Începem de la doze foarte mici până adaptăm tenul. Avem o multitudine de creme cu retinol pe piață, recomandabil de la 0,25% doză. După ce pielea se adaptează, putem crește sau frecvența aplicărilor mai des decât o dată sau două ori în săptămână, sau putem crește procentul de retinol până la momentul când ne simțim confortabil cu pielea, da? Pentru că retinolul are ca reacții, spunem așa, poate avea adverse, dar prognozabile, iritația pielii cu roșeață, cu mâncărime. Da? Și atât noi când simțim aceste reacții, înseamnă că avem o concentrație de acid retinoic destul de mare și e nevoie ușurel să-l coborâm. Cred că ai folie alimentară. Da, vom înveli mâinile. Deci dacă e odihnă, odihnă să fie. Folia o vom scoate în curând, peste vreo 20 de minute. Deci acest efect de saună nu stă până mâine dimineață. Da. Nu. Dar peeling-ul lăsăm să acționeze 12 ore. Pielea uscată la nivelul mâinilor poate fi și un semnal al afecțiunilor la nivelul de glandă tiroidă, diabet sau boli cronice de piele. Lipsa fierului în organism este o altă cauză posibilă a aspectului de piele uscată. Palmele pot deveni uscate la femei și ca urmare a scăderii nivelului de estrogen din organism, fenomen frecvent întâlnit în mod natural după instalarea menopauzei. A fi indicat să discutați cu medicul atunci când observați o uscăciune persistentă. Diana, îți mulțumim pentru tratamentul de astăzi. Mulțumim și doamnei Vera și să vă știm sănătoase și frumoase cât mai mult timp. Mulțumim.